suntem pe Bulevardul Central din Chișinău, în Piața Mare Adunării Naționale, lângă Guvern, unde mâine o să aibă loc concert. Dar azi e zi de doliu. Vedem că și drapelul mare din fața Guvernului e coborât în Bernă. Și aici oamenii comemorează victimele pactului bolșevico-fascist între Hitler și Stalin, cunoscut sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop. Acolo la monument țin discursuri, din coace oamenii sunt pregătiți pentru marș. Probabil o să meargă la ambasada Federației Ruse, care e tot aici pe Bulevardul Central. În alți ani se picheta și ambasada Germaniei. Acum nici nu știu unde s-a mutat. Era undeva în centru. Sunt tineri și vârstnici. Oameni pentru care 23 august 1939 înseamnă raptul Basarabia, Bucovinei de Nord, a ținutului Hersa. Și cam aceiași oameni sunt și pentru reunirea Basarabiei cu România. Cineva anunță că a venit de la Soroca. Vedem foști deputați, foști miniștri. Bună ziua! Oameni pe care îi vedem foarte des pe, la astfel de meetinguri, dar și tineri care poate sunt la prima experiență de exprimare publică. Cineva a venit cu apă. Chiar dacă soarele a intrat în nori, dar a fost zi toridă de vară. Și oamenii sunt fierbântați. Asta e un reproș lui Igor Dodon, care mâine serbează așa zisa eliberare. Și face chiar concert, l-a chemat și pe ministrul apărării din Federația Rusă, care e persoană non grata în Europa. Îl văd pe Călin Vieru, pe Nicolae Dabija. Și cântă ansamblul Ștefan Vodă. Nelipsit la astfel de evenimente. Suntem lângă grădina publică Ștefan cel Mare, în spate vedem doi polițiști călare pe biciclete. Au plecat, biciclete din Grand American. A, nu. Vin încoace, că acolo n-au pe unde scoboare. Vin încoace, au grijă de ordinea publică. Mai revin cu imagini pe pagina de Facebook Curaj TV sau pe blogul Curaj TV. Deocamdată asta e atmosfera. Polițiști în civil. Și reprezentantul primăriei care are grijă de ordinea publică. Oamenii traversează, dar puțin se opresc la meeting. Mare parte se duc în parc sau la stațiile de troleibuz. Schimbă direcția. Mm-hmm.
mai vin întăriri, dar cred că ăștia sunt carabinierii care păzesc ambasadele. Cineva e tare supărată că apare în cadru. De parcă o filmez acasă, nu pe stradă. Da, carabinierii cred că-s din... din paza ambasadelor, nu cred că vin pentru meeting-ul ăsta. Că nu e necesar, e absolut pașnic, liniștit, fără niciun pericol. Sau poate o să trebuiască să ne însoțească dacă o să pornim în marș. Da, și pe partea cealaltă văd carabinieri. Sunt fel de jandarmi, dar mare parte din ăștia nu s-au angajat, ci militari în termen. Un fel de sclavi în Republica Moldova încă. E legală armata obligatorie și exploatarea oamenilor fără să fie plătiți. Un an din viață tinerii ăștia își petrec patrulând, dacă nimeresc la carabinieri sau făcând alte munci, dacă ajung la grăniceri. Cam asta înseamnă armata obligatorie. Un fel de robie. Opresc aici, mulțumesc pentru atenție. O să revin dacă apare ceva important.